Peste 500 de candidați care aspiră la o carieră didactică au susținut săptămâna trecută examenul de titularizare în învățământul sucevean. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, 154 de candidați au obținut note mai mici de 5, iar un singur candidat a luat nota maximă. În județul Suceava, 546 de candidați care vor o carieră la catedră au susținut în urmă cu o săptămână examenul de titularizare. 71,79%, respectiv 392 de candidați, au luat note peste 5, calificativ care le oferă posibilitatea de a ocupa un post didactic. 36,8% dintre cei care au susținut testarea, respectiv 197 de candidați, au luat peste 7, nota minimă pentru a ocupa un post ca titular. Un singur candidat din Timișoara, care a susținut examenul în Suceava, a obținut nota maximă. Acesta a dat examenul la matematică. Rezolvarea contestațiilor este prevăzută pentru perioada 29-1 august, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe 3 august. Pentru cele 546 de cadre didactice care au fost evaluate în cadrul examenului de titularizare, sunt disponibile 604 posturi, dintre care 94 au viabilitate mai mare de 4 ani, aceasta putând fi ocupate pe perioadă nedeterminată. Mare parte din candidații suceveni au fost notați cu note peste 9 la inspecția de la clasă. Repartizarea candidaților cu media de minim 7 pe posturi didactice pe perioadă nedeterminată, ierarhizați în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, este programată în zilele de 8 și 9 august.